tragă concluziile care se are rău că n-am fost de la început, dar îl cunosc pe profesor Răzvan Andreionescu și întotdeauna am apreciat că este într-o ortodoxie curată. Constat tema care, de fapt, a străbătut istoria. Apologetica a început din vremea apostolilor. Și a venit până aici, noi am avut chiar niște repere apologetice, vreo 2 ani, s-a predat apologetică în facultatea noastră și chiar gândeam că trebuie reintrodusă, dacă nu ca o disciplină obligatorie, pentru că nu avem în programa tuturor facultăților de teologie care sunt coordonate de Sfântul Sinod, putem să o avem opțională. Dar apologetica, vrând nevrând, este prezentă la tot pasul. Pentru că orice credință, dacă nu este apărată, nu este o credință deplină. Credința trebuie mărturisită în întregime și mărturisită în context. Și iată, avem experiențe, că vorbeam și de lucruri practice. Noi avem un misionar în Africa, absolvent aici, doctorand la noi, care face o misiune excepțională. Cu mii revin la credință africanii păgâni. Și iată, s-a reușit construcția unei biserici, se vor mai face, se va face și episcopie. Când noi avem de făcut misiune între păgâni, între necreștini, că nu pot fi altfel. Am fost în Israel și am venit cu cea mai mare satisfacție. Care credeți că este? Am primit-o chiar la final. Șoferul care ne-a condus, așa a zis căsătorii, că nu poate fi căsătorit un păgân cu un creștin, dar au 3 copii. O femeie româncă, distinsă, cu o minte ageră, frumoasă, când am mers la Tabor, acolo m-am întâmpinat în ultima zi, și mi-a spus durerea cu lacrimi. Durerea mea cea mai mare este că nu pot să mă căsătoresc. Am mai botezat un copil pe ascuns cu acest om care e bun la suflet, dar n-a înțeles să se boteze. Am obținut botezul lui, nu că promis, convins, și am spus, ai 2 opțiuni, ori în Iordan, ori la Dunăre. La Dunăre am mai botezat un ministru de justiție din Anglia. Și sigur, a zis că vine la Dunăre. Aici să-l și botez, să-l și cunun. Femeia nu mai putea de fericire, că toată ziua plânge. Bine, am ce-mi trebuie, dar n-am sufletul în păcat. Și iată, fiecare creștin trebuie să-și găsească pacea sufletului. Pacea care coboară acum, la nașterea Domnului, atunci a început să se arate pacea pe pământ și cum spune Sfântul Apostol Pavel, Dumnezeu, prin Fiul Său, a făcut din cele 2 lumi una, pentru că a unit cerul cu pământul. Din iubirea sa nemărginită, a trimis ce avea mai drag. Să iubească Dumnezeu o făptură cu o iubire egală cu a Fiului Său este cel mai mare privilegiu, zicem noi privilegiu, este cea mai înaltă realitate în care trăim noi oamenii, că ne iubește cu adevărat mai mult decât pe îngeri, pentru că ne-a și dăruit o demnitate superioară îngerilor. Sigur, acum îngerii sunt aproape de Dumnezeu, noi suntem departe, dar Maica Domnului deasupra îngerilor. Firea noastră omenească pe care a asumat-o Iisus Hristos se ține deasupra îngerilor. Toate aceste adevăruri s-au izbit de multe împotriviri de-a lungul vremurilor. Sigur, cei mai puternici apologeți apar în secolul 2, începând din secolul 2, 3, 4, pentru că la început, fiind carismele în veacul apostolic, nu era atât de multă apologie,
Și totuși, din veacul apostolic au apărut ereziile. Nicolaiții de la diaconul Nicolae atunci au apărut, în secolul I. Este necesară apologetica, pentru că altfel nu știm cum suntem față de Dumnezeu și față de semenii noștri. Și iată, apologetica este specifică după neam, după timp, după împrejurări. Și vreau să subliniez un lucru pe care, un adevăr, pe care majoritatea teologilor îl lasă în urmă. Ce spunea cineva cu întrebare, părintele Creopa, sigur, toți se întreabă și iată câtă frică au reușit să aducă în conștiința oamenilor vremurile trecute, în care eu nici nu pot să pronunț cuvântul acela că a fost mincinos, nici acum nu-l pronunț. Zic doar restricții. Dar ca să spun ce s-a promovat, hai să spun, fără să fie epidemie, a fost deodată pandemie. Un lucru nefiresc și mincinos. Și niciodată n-am acceptat să fiu robul unor administratori, unor politicieni, chiar dacă am fost, mi s-a atras atenția că vorbesc prea liber și nu o să-mi fie bine. Dar ce este de la Dumnezeu, ce avem noi cea mai mare binecuvântare? Providența, de care se vorbește puțin. În orice perioadă a istoriei ne-am aflat, în orice luptă ne-am aflat, providența ne salvează. Că Dumnezeu ne ține în brațele sale. De aceea trebuie să avem accesul la Dumnezeu în permanență. Cine pierde accesul la Dumnezeu, se pierde pe sine însuși, se desprinde de Dumnezeu. Și mă bucur de cartea pe care mi-a dat-o Părintele, Imperativul Trezviei. Sigur, de trezvie, eu vorbesc aproape la fiecare slujbă. Pentru că n-am găsit un sfânt cuvios părinte care a putut să ajungă la relația intimă cu Dumnezeu, să țină o legătură cu Dumnezeu permanent, fără trezvie. Trezvie este cheia succesului unui creștin împotriva patimilor, împotriva ispitelor, împotriva tuturor relelor care vin asupra lui. Diavolul pândește când mintea e slobodă. Și atunci intră și aduce noutăți. Se pare că și mintea strămoșilor noștri era în relaxare când diavolul a intrat în dialog cu ei și i-a ademenit cu minciuna, e adevărat. Au oarecare scuză, pentru că numai Lucifer n-are scuză, a căzut prin el însuși. Omul a căzut prin înșelare, de aceea există și cale de întoarcere la starea inițială, dar nu la starea inițială, ci Dumnezeu, pentru că iubește pe om mai mult decât pe orice altă făptură, nu îl întoarce unde a fost, într-un rai pământesc, că putea să facă Dumnezeu un alt rai pământesc, dar îl duce chiar în casa bunătăților sale, aproape de tronul său, deasupra îngerilor, unde s-a așezat mai întâi Fiul lui Dumnezeu întrupat, care a pătimit, a murit, a fost îngropat și a înviat, și îl duce deasupra îngerilor și de-a dreapta Tatălui, că poziția de-a dreapta nu e o poziție geografică, e o poziție de demnitate, când spune că s-a așezat de-a dreapta Tatălui, adică atât de sus a ridicat Dumnezeu pe om, pentru că l-a iubit cu o iubire egală, cu sine însuși. Îl iubește pe Fiul Său, Dumnezeu, Tatăl, cum se iubește pe sine. Dar ne iubește și pe noi cu o iubire egală cu a iubirea pe care o dăruiește Fiului Său. Noi știm ce e iubirea, că Dumnezeu însuși este iubire. Cuvântul iubire, în sensul pe care îl folosește însuși Dumnezeu
și îl exprimă Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, este cuvântul cel mai cuprinzător, cel mai puternic, pentru că iubirea îl desemnează pe Dumnezeu însuși și noi știm că iubirea absolută este numai în Sfânta Treime, pentru că persoanele se iubesc și se dăruiesc și iată iubirea Tatălui se vede în felul în care l-a născut pe Fiul, că i-a transmis ființa sa întreagă, că ființa dumnezeiască există de la sine în Tatăl, dar o transmite iubirea ființa dumnezeiască Fiului prin naștere și Sfântului Duh prin purcedere. De aceea iubirea rămâne una a Tatălui în Fiul și în Duhul Sfânt, a Fiului în Tatăl și în Duhul Sfânt, a Duhului în Tatăl și în Fiul. De aceea n-am putut să acceptăm invenția apusiană care desparte persoanele prin faptul că îi răpește Tatălui exclusivitatea de a purcede pe Duhul Sfânt și o atribuie și Fiului în felul în care se face o amestecare care nu are de-a face cu revelația, ci doar cu speculația. Astfel, dar, iubirea trăită este iubirea prin care noi ne împlinim în Sfânta Treime. Dar Dumnezeu ne-a mai dat un canon foarte greu. Să iubești pe Dumnezeu, dar să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Mulți se potignesc în această a doua poruncă din care Mântuitorul spune că e egală cu prima. Pentru că noi suntem același chip și eu și vărul și străinul și cel de alt neam, chipul lui Dumnezeu îl avem cu toții dat de Dumnezeu. De aceea suntem datori cu aceeași iubire unii față de alții și toți la oaltă, dacă ne iubim, atunci îl purtăm și dacă suntem iertați cu toți, îl purtăm pe Dumnezeu în noi. Iubirea lui Dumnezeu rămâne în noi. Dacă cineva pe un singur om nu-l iartă, nu mai poate să aibă iubirea lui Dumnezeu și nici iertarea lui Dumnezeu. Cel ce greșește într-o singură poruncă se face vinovat de toate poruncile. Astfel încât, iată, credința noastră trebuie să fie convertită în iubire. Dacă noi facem doar apologetica credinței la nivelul minții și nu la nivelul trăirii, noi facem o teologie sarbădă. Și am întâlnit mulți teologi când eram student. Erau unii pe care îi socoteam niște corifei, pentru că îi credeam foarte înțelepți. Dar ei îi auzeam vorbind separat. Noi suntem oameni de știință, ce să mai mergem la liturghie? Noi teologisim. Și mulți cad în capcana teologisirii. Teoretice și nu a vieții practice. De aceea, esența trăirii teologice este în trezvie, când Dumnezeu nu se desparte de noi niciodată și noi nu facem lucrul nostru, ci facem lucrul lui Dumnezeu. Aceasta e esența trăirii teologice. Să crezi cu adevărat în adevărul care s-a descoperit de Dumnezeu prin Fiul Său, dar să-și împlinești voia lui Dumnezeu, cum zice Mântuitorul, acela este care mă iubește dacă păzește poruncile mele. Cine nu păzește poruncile, nu mă iubește, minte. Și astfel, noi trebuie să facem mereu o legătură între ce credem, în modul în care ne rugăm și în modul în care trăim credința și rugăciunea. Nu există diferență între veacul apostolic și veacul 21 de teologie și de trăire. Este aceeași trăire.
Sigur, contextul este unul mai diferit, pentru că sunt atâtea curente. Dar pentru că Hristos ieri, astăzi și în veci același este, noi nu avem o altă teologie în veacul de acum față de veacul apostolic. Sigur, teologia s-a dezvoltat, s-a cristalizat, este mult mai stufoasă, dar trebuie să aibă același sens, aceeași trăire, să aibă aceleași repere cu adevărat în viața noastră. Dacă n-am avem o viață practică, și Părintele a intrat în aceste detalii ale familiei preotului, al oricărei familii, sigur că părinții, bunicii, rudeniile, toți au o mare responsabilitate morală față de copii, de nepoți, de rudenii, față de toți ceilalți, și preoții au cea mai mare responsabilitate. De aceea fugeau Sfinții Părinți Ioan Gură de Aur, chiar și Sfântul Vasile cel Mare și alți părinți au fugit de preoție, știind ce mare răspundere aduce slujirea preoțească, pentru că ești permanent cu Hristos, trebuie să-L porți, să trăiești cu El, să rămâi cu El. Și de aceea liturgia este cea mai mare lucrare pe care ne-a lăsat-o Dumnezeu, și Hristos, dacă e prezent în biserică, este prezent viu, substanțial și lucrător în biserică. De aceea, cum vă aminteam, în Sfântul Munte chiar am vorbit când a fost la Vatoped, de acel om de știință care venit să cerceteze dacă într-adevăr a venit cu aparate de la NASA, în Sfântul Potir există microbi, nu există deloc. În altar, foarte rar, în biserică există, dar nu ca afară. Și de aceea, omul acela n-a mai rezistat, a zis, am atâta știință, credeam că știința mă face să domin, că am acest privilegiu, am aparatură care ne arată toate conexiunile din univers științifice. Mă simt atât de mic că toate acestea sunt mai presus de fire și s-a călugărit și trăiește într-un anonimat, dar cu mare bucurie că a descoperit credința din datele științei, văzând că medicina nu va ajunge niciodată la performanța de perfecțiune, și nici fizica și nici chimia, nici celelalte, nici biologia nu vor ajunge să se confrunte de la egal la egal cu revelația, cu teologia, cu Dumnezeu. Acestea să le avem în vedere. Și iată, să luăm aminte, asta vreau să vă mai atrag, orice faceți, să faceți cu conștiința că Dumnezeu vă iubește, că Dumnezeu vă așteaptă să vă purificați tot mai mult, Dumnezeu așteaptă să-i cerem și să ne deschidem mintea, inima și tot sufletul nostru ca să primim de la Dumnezeu, că nu există să-i cerem ceva bun și Dumnezeu să ne dea, nu ne dea. Nu ne dea dacă, nu ne dă dacă cerem ceva rău, de aceea și spune Mântuitor, nu cereți, nu primiți. Că cereți rău. Noi să cerem totdeauna bine, cu conștiința că Dumnezeu este atot bun, atot știutor și ne dă cele necesare. Trebuie să cerem, cum spune psalmistul, inimă înfrântă și smerită ca Dumnezeu să rămână în noi și să ne călăuzească și să ne povățuiască tot timpul. Putem să vorbim despre toate acestea mereu. Sunt bucuros că ați venit, Părinte Profesor. Sunt bucuros de această carte. O voi cerceta cu deamănuntul. Și sigur, teologia ne duce spre Dumnezeu cel infinit, ca să vorbim despre Dumnezeu și despre
perfecțiunile divine putem să le descoperim peste tot. Și avem, iată, că de curând am sărbătorit a doua oară Sfânta Varvara la Ierusalim. Sfânta Varvara, deși n-avea nicio inspirație de undeva, cugetând Universul, și-a dat seama că idolii tatălui său sunt minciuni. Numai prin rațiune, tatăl său a plecat să o lase, că n-a vrut să se căsătorească. Sigur, ea a găsit, a văzut persoane care vorbeau de un singur Dumnezeu, s-a întâlnit cu acele tinere care vorbeau de Iisus Hristos, s-a convertit. Și când a venit tatăl său, a găsit modificată baia, că în loc de două ferestre a făcut trei ferestre. Sigur, a urmat martirajul său, dar iată, prin rațiune, cum vorbim noi în argumentul ontologic despre cum descoperim pe Dumnezeu, că El este noi înșine, și oamenii raționali au putut să descopere cele nevăzute ale lui Dumnezeu din făpturi, cum spune Sfântul Apostol Pavel, adică veșnica lui putere și dumnezeire. Pe Dumnezeu îl putem întâlni la tot pasul, dacă avem inima curată, înfrântă și smerită și disponibilitatea de rugăciune. Rugăciunea fără trezvie este o rugăciune sporadică și fără putere. De aceea, trezvia este temelia rugăciunii, cum spune Mântuitorul, privegheați și vă rugați. Deci trezvie este o priveghere continuă în care Dumnezeu nu ne lipsește din minte și din inimă, și dacă trăim așa, trăim cu Dumnezeu. Să ne controlăm unii pe alții, să nu avem păreri de sine niciodată. Orice părere de sine este păguboasă. Clar, ei a avut părere de sine, diaconul Nicolae și alții ca ei, și iată, părerea de sine duce la cădere. De aceea să ne întărim în această apologie și să mereu să ne apărăm credința. Ne apărăm prin Sfânta Liturghie, prin rugăciune, prin comuniune, fără să ne mâniem vreodată sau să ne enervăm. Ce înseamnă enervare? Șire din fire. Păi ce câștigă cineva când iese din sine și se răspândește, de greu se mai poate aduna în sine. Nici să nu îndrăznim să pronunțăm aceste cuvinte: nu mă enerva, nu mă supăra. Niciodată, a răspuns Mântuitorul într-o singură împrejurare. Putem să răspundem cum ne-a arătat și Sfântul Nicolae. Mântuitorul, când a găsit templul batjocorit, atunci nici n-a mai avut ce să vorbească, doar atât a spus: casa tatălui meu este casa de rugăciune, voia sfârșirea peșterii de tâlhari. Există o singură mânie sfântă, că nu dăm voie cuiva să-și bată joc de cele sfinte, să nu stăm la bancuri și la glume pe seama celor sfinte, că este mare păcat, ne facem părtași la blasfemie. De aceea, noi trebuie să fim părtași la zidirea noastră, că fără noi nu ne putem zidi. Dumnezeu zidește casă sufletului nostru, dar prin voința și prin lucrarea noastră, Dumnezeu cu harul său. Să rămânem la această dorință și să nu uităm iertarea. Fără iertare dăm înapoi și nu mai mergem spre Dumnezeu, care și-a iertat pe toți călăii săi. Părinte, iartă-ne, că nu știu ce fac. Mulțumim, Înaltea Sfinția voastră, pentru prezența și de această dată în mijlocul nostru, pentru binecuvântarea pe care ne-o acordați cu bunăvoință de fiecare dată și pentru oblăduirea plină de iubire pe care ne-o acordați. Reiterând cuvântul Părintului Prodecan spus pe parcursul conferinței, toți oamenii trebuie să aibă discernământ, așadar sperăm că această conferință v-a ajutat ca să vă străduiți mai mult pentru a dobândi acest discernământ
și să insistăm mai mult în rugăciune, să-i cerem lui Dumnezeu puterea pentru a realiza tot ceea ce este bun. Pentru că, așa cum a spus în altă sfințitul, dacă nu-i cerem ajutorul lui Dumnezeu, atunci asta înseamnă că suntem mândri, că ne credem în puterile noastre proprii. Așadar să punem toată nădejdea noastră în Dumnezeu, pentru că numai așa vom dobândi tot ceea ce este bun și mai ales mântuirea noastră a tuturor. Mulțumim! Aș vrea să mai atrag atenția, părinte profesor. Iată, ne-ați repedat cuvântul stres. Stânga. Să știți că stresul e în viața omului, dar în apus e foarte prezent, pentru că acolo nu e lucrarea Harului. De aceea, stresul este o obsesie personală. Am fost la o convorbire cu niște elevi și a venit o psihologă și i-a zăpăcit pe copiii cu stresul. La urmă, i-am spus și ei, păi la copii le induci asemenea obsesie? Stresul nu există. Știți cine să se înstrățate la noi cu coamele care n-au nicio ocupație și spun, vai ce obosită sunt. Și să știți că acest cuvânt stres, nu știu de unde cine l-a născocit, dar nu e real. Este o ficțiune. În apus v-am spus, știu și eu că e. Deci toți sunt stresați, cum să fie stresați, că sunt ai nimănui. Pentru că n-au harul. Că harul nu există la catolici. Eu le tot spun. S-a supărat, acum a venit, s-a schimbat mai mari bisericii catolici, mi-a dat telefon. Cum îndrăznesc să spun la catolici că trebuie să se boteze? Că doar e valabil botezul. Cum să fie valabil dacă Sfânta Treime nu-i cea reală? Și în apus se practică și căsătoria mixtă. Căsătoria mixtă este o înșelare. Nu există căsătorie mixtă. Am găsit în canoane. Am botezat și am recăsit tutorit. Mulți din apus au venit, au înțeles că am un dialog joi seara și oamenii înțeleg. Eu nu i-am chemat, dar au avut discernământ și au venit. Sunt în apus multe imitații ale protestanților, inclusiv această împărtășire deasă, care nu are temei, contrazice pe Dumnezeu în Sfânta Scriptură. Că Moise, am găsit comentariul Sfântului Angură de Aur, după ce a stricat vițelul de aur, a zis, Doamne, am rămas fără tablele legii, ce fac? Poporul nu va avea lege. Suie-te din nou pe munte să postezi, dar cât să mai postezi? Tot 40 de zile. Oare nu e un model? Și canoanele au spiritul acesta, dar sigur, nu sunteți erat, nu puteți hotărâi. Dar eu îndrăznesc să spun că Sfânta Scriptură e primul temei. Și apoi Sfânta Tradiție, că sigur, în perioada apostolică, oamenii nu se ocupau cu altceva. Doar au adus averile la picioarele apostolilor. Ei se rugau toată ziua. Și erau harismele atunci. Și sigur, erau și darurile limbilor, și tălmăcirile, și prorocirile, și toate acestea. Și oamenii se întăreau împărtășindu-se în fiecare zi. Dar în Ortodoxie există și o împărtășire continuă. Este absolut valabil și am găsit în comentarii cine aduce prescura la altar și se scot părticele și apoi se spune spală în sângele tău păcatele celor pomeniți aici, este tot o împărtășire. Și catolicii au așa ceva, că n-au proscomidie. Sigur, ei se împărtășesc simbolic, că prezența nu e reală și de plină a lui Hristos. E în pâine, cu pâine, pe sub pâine, pe lângă pâine. Transubstanția. Și dacă n-au harul Duhului Sfânt, că nu-l au, că n-au lumină. Lumina învierii. De aceea noi trebuie să fim foarte categorici, să nu ne jucăm cu cuvintele, că orice cuvânt ajustat nu mai este cuvânt curat, sau o învățătură ajustată nu mai este curată. Dar dumneavoastră vă faceți misiunea cum știți, fiecare după conștiința sa, eu am datoria să spun și vă spun că am botezat și am cununat zeci de familii. Eu n-am prea avut pauze. Pentru că trebuie să spunem adevărul din Scriptură și din Sfintele Canoane, nu din părerile noastre personale.
părerile personale, cum s-a formulat în învățătura de credință, sunt dubioase și n-au temei. Mulțumim încă o dată, în altă asinție voastră, pentru completare. Mergați pe discurs. Eu am of aici, că nu sunt ierar, așa că eu ascult da, cuvântul, dar și eu funcționez sub binecuvântare, să nu credeți. Da, da, da. Da, mulțumim, mulțumim și tuturor celor prezenți.